încearcă la focus, focusarea fie încearcă să vedem ce... Am umblat, s-a umblat din cauza... La mare atunci, ia să vedem dacă mi-am amintesc eu cum se face focusarea asta. Cred că acum și-a revenit, să sper că a revenit. Da. Să vă dea mesaj cine... Da, și-a revenit. Bun. Deci, mai zi-o dată, Doi pe lângă plus pe deci, plus. Deci, facem pe și vine doi pe lângă A plus pe plus. Da. A plus pe plus ce egal cu 15. Egal cu 15 pe 2. A plus pe plus ce. Egal cu 15. Deci, să mergem la a doua, pentru că A plus B egal cu 5 la fel pe C, C egal cu 15 pe 2 minus deci, asta este rapid și cu 5. 5, deci la de ce? C egal cu 15 pe 2 minus 5. C egal cu 15 pe 2 minus 5. 5 pe 2. Da, deci C egal cu 15 minus 10, 5 pe 2, da? Da. Mergem tot la PB plus C egal cu 7, rupte ca egal cu... Și așa la fel de toate, da? Fiind de două din ele, adunate la partea a treia. Subiectul 3. Este 3. Calculați. Da. Efectul de 3, da. Calculați. 8 supraradical din 3. 8 supraradical din 3. Cu 7 supraradical din 2. Totul de mulțit cu radical din 6. Minus radical din 24. Pe lângă 6 supraradical din 2. 6 supraradical din 2. Cu 4 supraradical din 3. Cine vorbește? Tu? Tu, te rog. Deci egal cu 8 radical din 3 supra 3 plus 7 radical din 2 pe 2. Deci are raționalizat, da? 8 radical din 3 pe 3 plus, 7 radical din 2 pe 2 ori radical din 6 minus radical din 24. Radical din 24 pe lângă 6 radical din 2 pe 2 plus 4 radical din 3 pe 3 egal cu pe prima mulțim cu 2 și 2 cu 3 da. Și să avem 16 radical din 3 plus 21 radical din 2 supra 6 radical din 2 totul supra 6 radical din 6 da. Minus radical din 24 e la fel. Dar mai facem la radicalul ăla din 24. Cât? Cum zici? 6 ori 4. Ești... 6 ori 4. 2 radical din 6. 2 radical din 6. Deci 2 radical din 6 pe lângă... Hai să lăsăm radicalul de 6 la 5. De ce nu gândești înainte de a face o manevră? Sigur că da. Lăsăm radicalul de 6. Vezi, ai făcut foarte rapid raționalizarea. Te-ai dus pe un șablon. Practic, asta. N-ai văzut radical de 6 care îți semna ce? La mulțire, radical de 2, radical de 3, dar și radical de 6. Și serviciul era foarte bun. Nu raționalizarea aia. Vreau să mă duc până la capăt, dar să vezi cât de dificil lucrez. Iată, dacă te întorci înapoi și aduci aceeași numitor, vine 8 radical din 2, hai vorbește, 8 radical din 2 plus 7 radical din 3, vorbește, supra-radical din 6. Mulțicul radical din 6, prezintă radical din 6, asta te obligă la asta. Da? Deci, așa trebuie văzut. Minus, aici scoatem pe 4, adică 2 radical din 6, și atunci iarăși te îndeamnă prezența la radical din 6 la plăcea. 6 radical din 3 plus 4. 6 radical din 3 plus 4, radical din 2 supra, radical din 6. Și iată acum. Hai, radical din 6. Vorbește. 8 radical din 2 plus 7 radical din 3. 8 radical din 2 plus 7 radical din 3. Minus 2 ori 2 ori 6. Mai facem. Mulțim, și mulțim, deci facem minus 12. Minus 12 radical din 3. Și minus 8 radical din 2. Am zis eu minus, cred că ai înțeles? Minus da. Univa să schimbă semnul la mulțire, da? Minus 8 radical din 2. Și egal cu minus
8 radical din 2 minus 1 radical din 12. 7 radical din 3 minus 1. Minus 5 radical din 10. Minus 5 radical din 3. Din 3, nu? Da. 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 Iată, mult mai rapid. Și n-ați reacționat niciun. Exact. Eu m-am apucat să fac... Cum? Singur, tot așa. Da. Dar cum ai făcut? Tot așa. Nu, radical din 6. Așa? Ai simțit că prezența radical din 6 te obligă așa să faci. Deci, Adi, atenție multe, că nu totdeauna raționalizăm și mergem. Depinde. Și pe care fac radical din 24, lăsa acolo, ați văzut, mergeam cu el, mergeam cu el. Nu, eu am lăsat așa și radical din 24, și o să mi-a plecat radical din 6 și mi-a dat 2. Adică radical din 4 și mi-a dat 2. Tot aceea fi lucrurile, mi-a dat radical din 24. Am înțeles. Dar eu asta am și făcut, am luat aceeași numitoră, am văzut că totul este perfect. Și 6 radical din 6, deci radical din 6, cum observați, deci merge foarte bine. 3, 4. Se continuă funcția F definită de el cu valori în R. Definită de el cu valori în R. De el deci este egal cu 1 minus 2 plus 3. 2 plus 3. A, amin. Reprezentat grafic funcția în sistemul de coordonate. Asta nu. Grafic, știi, 2 puncte, 2 de x și 3 de y, 2 puncte în pașa. Determinați numărul real m, pentru care punctul A de coordonate nu și 1. M real, așa între. Punctul A de coordonate nu și 1 să aparțină graficului funcției. De A. Coordonate m și 1. M și 1. Să aparțină graficului funcției. Să aparțină graficului funcției. Și avem un lucru. Ce ne vorbește? Păi să uităm un pic, să analizăm un pic. Învățați-vă cu analiza asta. Dacă A de coordonate M și 1 aparține lui C de F, înseamnă că F de M egal cu 1. Înseamnă F de M, facem un. Deci asta e ziua pe traducem faptul că punctul e pe grafic. Cu F de M, e egal cu 1. Ce aici înseamnă ziua pe M? Echivalent cu minus 2 M. Minus 2 M. Plus 3, se facă. Deci minus 2 e egal cu minus 2 și e egal cu 1. Asta e condiție, e egal cu 1. Și cu asta am rezolvat chestiunea asta. Să vedem o altă... La semnat? Da. Da. El aici, dacă aș fi zis așa, să se determine să se rezolve y, mai mai adaugă ceva. Da? Să se rezolve y cu axia, modul din f de x, da? Modul din x mai mic egal decât 3. Modul din f de x mai mic egal decât 3. Haideți. Păi, tu, Miruna. 3 minus 2x, modul din 3 minus 2x. Deci echivalent, va spune modul din... 3 minus 2x. 3 minus 2x. Minus 2x. 3 minus 2x e aceeași chestie. 3 minus 2x e aceeași, da. Mai mic egal decât 3. 3 minus 2x. Atunci se întâmplă asta dacă x... Dacă x... 2x este mai mare sau... Este mai mare decât 3. Atenție! Ca să nu se schimbi semnul. Atenție! A, minus 2x plus 3 mai mare, mai mic egal decât 3 și mai mic egal decât minus 3. Sunteți de acord? Adică să ne amintim cum se traduce modul din x mai mic egal decât a. Echivalent cu. Eu asta. Păi acum ați zis da. Mai clar. Da. Ce ai spus mi-e, este cu toate ore. Voi pe așa. X mai mic egal ca A sau X mai mic egal ca minus A. Adică... Minus X mai mic egal decât A. Modul de. Da. Deci... Cât să fie x-ul ca să fie adevărat asta? Să fie un număr între minus a și a, măi. Deci asta se traduce cu a spune că x e cuprins între minus a și respectiv a, Miruna.
Adică x mai mic ca ai spus-o, dar cealaltă ai spus că x mai mic ca mai mare ca a. Da, ți s-o zis tot mai mic, da. Mai mic, da. Da, mai mic, e mai mare, dar decât minusa. Da, schimb semnul. Da? Deci a vorbit de faptul că modulul x mai mic egal decât a, înseamnă x cuprins între minus a și...